Domnilor și domnilor, bună seara și bun găsit la știri. Doi tineri din orașul Turceni, sat Gârbov, și-au pierdut viața într-un accident rutier în Italia. Potrivit site-ului româninitalia.net, mașina cu care se deplasau gorjenii a scăpat de sub control, a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism, ce venea din sens opus. Ambii în vârstă de 25 de ani au murit pe loc în urma impactului. Ocupanții celuilalt autoturism, o familie de italieni, au fost transportați la un spital din Torino pentru îngrijiri medicale. Ion Rușeț și-a dat astăzi demisia din funcția de președinte al PDL Gorj. Fostul senator Ion Rușeț spune că la finalul lunii ianuarie o delegație condusă de președintele PDL Vasile Blaga va veni la Târgu Jiu pentru a limpezi apele în partid. Ion Rușeț se spune că în perioada următoare o delegație de la centru condusă de președintele Vasile Blaga va stabili un birou politic județean interimar. Biroul va avea ca sarcină să evalueze toate organizațiile. În funcția de președinte al filialei Gorj al Partidului Democrat Liberal, m-am tras începând cu data de astăzi, 14 ianuarie. Deci eu... Da, este adevărat, așa cum am spus-o și la finalul anului trecut, așa cum am spus-o și în biroul permanent județean din ultima ședință, deci începând de astăzi m-am retras din această funcție. Cine va conduce partidul? Deocamdată o comisie de analiză condusă de președintele partidului Vasile Blaga, cred că va avea o rundă de discuții cu mai mulți responsabili politici de la nivelul acestui județ. Mai când vor fi discuțiile acestea? Eu cred că vor fi finalizate până la finalul săptămânii viitoare. Cred că maxim două săptămâni. Cel mai îndepărtat timp va fi 31 ianuarie. Va fi coordonat de Vasile Blaga, deci ca să nu de președintele partidului. Rușeț spune că după ce vineri a revenit în funcția de prim vicepreședinte deținută în cadrul Federației Naționale Mine Energie, intră într-o incompatibilitate morală, așa că anunță că va renunța și la funcția deținută la nivel național în cadrul PDL de secretar executiv. Alegerile vor fi organizate conform statutului partidului, cel mai probabil la sfârșitul lunii iulie. Atenție la carnea de vânat pe care o consumați, la 3 porci mistreți vânați pe fondul de vânătoare ce aparține Asociației Județene de Vânători și Pescari Sportivi Gorj, au descoperit parazitul care provoacă trichineloza. Din nefericire, vânătorii au apucat să consume din carnea infestată. Vânătorii sunt în afara oricărui pericol, deoarece au fost transportați imediat la Spitalul Județean la urgențe. Am avut 3 focare de trichineloză la 3 porci mistreți. Nu avem la această dată niciun bolnav. Vorbim de oameni. Acești porci mistreți au fost depistați ca urmare a controalelor pe care noi le efectuăm în urma organizării vânătorilor pe toate fondurile de vânătoare din județul Gorj. A fost un an în care s-au vânat foarte mulți mistreți, peste 150 pe toate fondurile de vânătoare private sau de stat. Un număr foarte mare de porci mistreți în comparație cu anul anterior. Dar am avut și 3 focare de trichinelos. Din păcate, cei care au participat la vânătoare au consumat din carne, dar nu vorbim de îmbolnăvirea celor care au consumat, pentru că li s-a recomandat să meargă în regim de urgență la secția de boli infecțioase pentru a primi un tratament preventiv. Nu avem la această dată informații că avem un om bolnav, așa cum am spus. Ion Iliuță, directorul Direcției Sanitar Veterinare Gorj, spune că tot în această perioadă au fost aplicate 7 amenzi unităților de procesare carne pentru neregulile constatate. Am avut situații în care a trebuit să aplicăm foarte multe sancțiuni. Suntem unul din județele cu număr mare de sancțiuni aplicate la nivelul țării. Rolul nostru este, în primul rând, de a preveni apariția de toxinfecții alimentare și pentru a preveni această apariție de aceste
toxinfecții alimentare, avem un program care vizează toate aceste tipuri de unități, în mod deosebit unitățile de procesare carne. Județul Gorj este unul dintre primele din țară la nivelul amenzilor aplicate în această perioadă. Satul Vidin din comuna Jupâneștii rămâne zona cu cele mai multe furturi de lemne din județ. Ovidiu Cârstoc, directorul direcției Silvice Gorj, spune că populația de etnie romă este cea care se ocupă de sustragerea materialului lemnos din păduri. Pădurarii au fost nu de puține ori agresați verbal. Zonele cele mai expuse furturilor de lemne sunt Vidin, Licurici, Plopșoru, zona Piscurii și dealul Târgului. Ovidiu Cârstoc, directorul direcției Silvice Gorj, spune că populația de etnie romă se ocupă cu sustragerea materialului lemnos. La nivelul direcției Silvice, în urma închirii controlor de fund pe anul 2012, s-a constatat un volum aproximativ de 4.000 metri cubi material lemnos nejustificat de către pădurarii gestionari titulari ai cantonului Silvice, de pe raza direcției Silvice. Zonele cele mai expuse furtului de material lemnos sunt zona Vidin, zona Licurici, zona Plopșoru, în special în partea Plopșoru la Piscuri, Didilești și dealul Târgului, pe raza ocului Silvii Târgu Jiu. Aici am avut cele mai mari probleme în anul 2012, în special cu populație de etnie romă, rudari și oameni care certați cu legea, care se ocupă de comercializat ilegal materiale noastre. Personalul silvic a fost agresat verbal pentru că au aplicat sancțiunii celor care au fost prinși furând lemne. Cârstoc spune că s-a bucurat de o bună colaborare cu polițiștii și jandarmii pentru a-i depista pe cei care fură lemne. Personalul silvic nu a fost agresat, a fost agresat fizic, nu a fost agresat, a fost agresat verbal, a avut probleme, au aplicat legea, au făcut contravenții, au aplicat infracțiuni. Și am reușit cât de cât fenomenul infracțional să-l stopăm, să nu ajungă la cote alarmante. Și aici vreau să subliniez că și datorită implicării poliției și jandarmeriei am reușit să stopăm cât de cât acest fenomen. Victor Georgea, primarul din Bengeș, Ocadia, spune că la el anul trecut s-a lăsat cu multe dosare penale pentru cei care au furat din pădurii. Ca peste tot și în comuna Bengeș, Ocadia, în 2012 au mai fost anumite furturi de lemne și furturile cele mai mari de lemne au fost din partea cetățenilor de etnie romă, fiindcă ei nu au proprietăți, deși beneficiarii de legea 416 au primit bani, nu și-au cumpărat lemne și de multe ori au mers în pădurile proprietate personală a cetățenilor din comună și au mai furat. De multe ori au fost și prinși, poate că de multe ori nu au fost nici prinși, însă poliția de atâtea ori de cât a fost sesizată, i-a prins și la unii dintre ei le-au făcut chiar și dosare penale, au și plătit, depinde de fapta cum a fost încadrată. Taxele și impozitele rămân neschimbate în acest an în municipiul Târgu Jiu. Chiar dacă dările nu cresc, cei care nu și le achită riscă să rămână fără o parte din bunuri. Anul trecut au fost puse 12 sechestre pe autoturisme, dar și alte bunuri, printre care și televizoare. Noi, municipiul Târgu Jiu, așa cum am stabilit încă din anul precedent și așteptam aceste modificări legislative, am hotărât să nu majorăm impozitele și taxele locale, în sensul de a nu le crește cu acest procent prevăzut de hotărârea de guvern privind indexarea și a rămâne la nivelul stabilit prin hotărârea de Consiliu Local din decembrie 2012. Reprezentantul guvernului în Gorj, prefectul Claudiu Teodorescu, va continua de săptămâna viitoare să țină audiențe în teritoriu. Prefectul face aceste deplasări pentru ca gorjenii să nu mai cheltuiască bani și să piardă timp pe drumuri. Săptămâna viitoare o să reiau această activitate și o să mergem pe aceeași organizare care am avut-o și anul trecut, pe aceleași localități. Sper ca anul acesta numărul persoanelor să fie mai mare, ținând cont de faptul că deja mulți au auzit de aceste audiențe și chiar mă interesează să nu mai fac naveta permanent la Târgu Jiu. Și vă spun că în afară de aceste audiențe din teritoriu, de ziua de miercuri când am audiențele, în fiecare zi cel puțin 15-20 de persoane vin la audiență fără programare,
Și astfel, sub o formă sau alta, se îngreunează și programul meu personal ca prefect, ocupându-mă de mai multe activități. Tocmai de aceea voi relua această activitate, dar de săptămâna viitoare, pentru că și săptămâna aceasta, spre sfârșit, o să fiu plecat la București. Conform structurii anului școlar 2012-2013, al doilea semestru se va încheia în 21 iunie și, din păcate, pentru elevii, vacanța de primăvară va fi doar de o săptămână, mai exact între 6 și 14 aprilie. După vacanță de 3 săptămâni între 22 decembrie și 13 ianuarie, elevii s-au reîntors astăzi la școală. Inspectorul școlar general Ion Ișfan spune că toate școlile din Gorj au asigurat căldură pentru ca elevii să învețe în bune condiții. Astăzi, în toate unitățile de mână din Gorj, a început semestrul al doilea al anului școlar 2012-2013. Din informațiile pe care le am, toate școlile au primit elevii în bune condiții, elevii găsind căldură și dascălii care i-au așteptat cu drag la școală. Am înțeles, următoarea vacanță când? La următoarea vacanță va fi undeva la începutul lunii aprilie, va debuta cu săptămâna altfel. Vacanța de primăvară a fost scurtată cu o săptămână, mai exact vacanța era inițial de două săptămâni. Între 6 și 21 aprilie 2013, însă Ministerul Educației a modificat aceste date, în sensul că vacanța va dura o săptămână între 6 și 14 aprilie. Pe de altă parte însă s-a mărit cu o săptămână vacanța de vară, care va începe în 22 iunie 2013 și se va încheia duminica 15 septembrie 2013. Școlarii noștri au început astăzi semestrul al doilea, un semestru foarte lung, un semestru care durează 22 de săptămâni de carte. Avem și o săptămână de vacanță, vacanța de primăvară. Doar o săptămână? Doar o săptămână, în rest muncim mai mult semestrul acesta decât primul semestru, când n-au fost decât 14 săptămâni de școală. Copiii au fost foarte fericiți astăzi când a început școala și își revăd colegii, dar și profesorii. Este foarte bine, mă bucur că a început, îmi era dor de colegii mei și de profesori, bineînțeles. Îți era dor și de profesori, da? Păi da, profesorii noștri, cum să nu ne fie dor de ei? Mai mult că m-am plictisit acasă. Și în prima zi povestiți ce ați făcut în vacanță sau nu prea? Nu prea. Nu prea? Îți era dor de școală? Da. Și în vacanță spui că te-ai plictisit? Câteodată, când aveam ce să fac. Ce ai făcut în vacanță? Am stat acasă. Și-am citit cartea. Ai citit cărți, te-ai distrat? Da. Te-ai uitat la desene? Da. Și m-am jucat pe consolă. În ce clasă ești? A doua. În clasa a doua. Și asta școală, prima zi, cum a fost? Bine. Vreau să-mi întâlnesc colegii și sper că o să fie un semestru mai fericit. În ce clasă ești tu? A treia. Un semestru mai fericit de ce? Să-i note mai bune sau de ce? Să-i note mai bune și cam atât. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Constantin Tabacu, membru în Consiliul de Administrație al Obștii Runcu, a protestat din nou astăzi în piața prefecturii. Omul susține că a intrat în greva foamei pe termen nelimitat. Constantin Tabacu, membru în Consiliul de Administrație Obștea Runcu, a tunat și a fulgerat astăzi în fața prefecturii județului Gorj. Omul este supărat pe justiție. Ia uite așa, vreau să citații pe care eu nu mai pot să mai fac față la atâtea citații pe care... Câte citații ați primit? Sute, peste 350 de citații. Am primit anul trecut și 30 de citații într-o zi. Sunt membru în Consiliul de Administrație al Obștei Muntele Runcu, mă numesc Tabacu Constantin, fac greva foamei, am intrat astăzi în greva foamei, voi continua acest protest al meu și la Craiova, după care la București. Omul a mai intrat în greva foamei de câteva ori și a protestat de 10 de ori. A ajuns chiar să se lege cu lanțuri. Constantin Tabacu a fost primit astăzi de către prefectul județului Gorj, Radu Claudiu Todorescu. Am discutat cu domnia sa, este dreptul fiecărui cetățean atunci când nu este mulțumit ceva, poate să... Am discutat, a fost problemat de colegii mei de la juridic, o să analizeze situația și vom răspunde în termenul legal. Bineînțeles, dacă dânsul o să decidă să renunțe la grevă, este decizia domniei sale, noi nu o influențăm sub nicio formă, încercăm să rezolvăm problema juridică, cea pe care ne-a prezentat-o până acum. Obștea din Runcu are 5.000 de hectare și 1.000 de proprietari.
Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața la locul de muncă. Bărbatul era angajat al unei firme ce transporta muncitori la termocentrala Rovinari. Gorjeanul a decedat în autocarul pe care îl conducea. Incidentul este cercetat acum de inspectorii ITM Gorj. Bărbatul a simțit că îi se face rău, a oprit autocarul și s-a întins pe o banchetă. Acesta a fost dus imediat la spitalul din Rovinari de un coleg, însă inima îi cedase deja. Nelul, colegul meu, credea că este mort. M-am dus la el, într-adevăr, l-am văzut, era întins pe spate, între banchete, undeva pe la mijlocul autobuzului. Am încercat să-i acord primul ajutor, l-am strigat la el, am dat câteva palme peste ochi, am încercat să-i fac masaj cardiac. Am văzut că nu reușesc, am luat autobuzul și am venit cu el imediat la spital, la urgențe și, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el, s-a declarat deja decesul, era deja decedat. Cu cursă, la terminarea cursei, se întâmplă ce se întâmplă. Ajuns la spital, medicii au încercat mai multe manevre de resuscitare. Punând defibrilatorul și ăsta, deci pacientul era în asistolie, s-au încercat manevrele de resuscitare cardiopulmonară, fără succes. Incidentul este cercetat și de inspectorii ITM Gorj. A fost dus la spital cu autobuzul, pe care dânsul condusese anterior de către un alt conducător auto și aici în jurul 15:45 s-a constatat decesul de către cadrele medicale. George Romanescu, șeful instituției, a precizat că după finalizarea cercetărilor se va stabili dacă firma la care lucra omul va fi sancționată sau nu. Doi polițiști au fost atacați cu sticle într-un bar din satul Urechești, comuna Drăguțești. Două persoane, tată și fiu, i-au lovit cu pumni și obiecte contundente pe cei doi lucrători de poliție. Ca să se apere, polițiștii au tras mai multe focuri de armă în plan vertical. Cei doi bărbați sunt arestați preventiv pentru 25 de zile. Cei doi polițiști efectuau serviciul de patrulare și au intervenit pentru a restabili liniștea publică într-un local din comuna Drăguțești, satul Urechești. Doi dintre consumatorii aflați sub influența băuturilor alcoolice au manifestat un comportament violent față de cei doi polițiști. A început să dea în domnul Ducan și altul taicăsu a dat cu sticla la băiatul celălalt, a dat în cap și l-a lovit aici. Polițist. Da, pe polițist. Cei doi agresori au continuat să lovească lucrătorii de poliție, aceștia fiind nevoiți să tragă mai multe focuri cu armamentul din dotare în plan vertical. Tot unii vrea să-l bată pe polițai, afară, în jural. L-a făcut foarte rău, l-a înjurat foarte rău. A câte focuri s-au tras? Vreo 5, nu știu, cam 4-5. V-ați speriat? Păi am auzit, am crezut că sunt cu petarde și să nu se sperie animalele îngrași. Și până m-am văzut polițaiul, trăgea cu pistolul în sus. Și ăia vrea să vină pe el, să-l bată sau cam așa ceva. Și l-a ținut niște băieți. Și până m-a plecat cu mașina, bine, că mai fost, a venit mascați, avem vreo trei dube. Și până la urmă am auzit că i-a prins în 9 mai. Locuitorii din Urechești s-au speriat când au auzit focurile de armă. Păi, împușcături am auzit. Ați auzit focuri de armă? Eu am zis că sunt petarde. V-a speriat? Păi, m-am putut ia cum să mă scol, din somn de la 12. Bărbații au reușit să plece de la locul incidentului cu un autoturism, fiind prinși însă după câteva minute la intrarea în municipiul Târgu Jiu de un alt echipaj al poliției. Cei doi au fost reținuți pentru ultraj și ultraj contra bunelor moravuri. La fața locului, două dintre acestea au săvârșit acte de violență asupra celor doi polițiști, unul dintre aceștia fiind lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt cu pumn în zona feței. Pe numele celor doi suspecți a fost emisă ordonanță de deținere pe perioada 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, aceștia fiind prezentați lângă judecătoria Târgu Jiu propunerea de stare preventivă. Cei doi polițiști au necesitat îngrijiri medicale de 3, respectiv 7 zile. Cum a reușit Energia Rovinari să iasă din Pasa Neagră, vedem în câteva momente la știrile din sport. Energia Rovinari a ieșit din Pasa Neagră, echipa lui Nicolici s-a impus lejer pe teren propriu în fața celor de la Miercurea Ciuc cu scorul de 93-67. Americanul YSH, impresionat la debut, a fost cel mai bun marcator al Energiei cu 18 puncte. Adevăratul test pentru gorjeni va fi sâmbătă la Timișoara. Cu
5 eșecuri din ultimele 6 etape, elevii lui Nicolici au pornit decis să rezolve repede meciul cu Miercurea Ciuc. Victoria era asigurată încă de la pauză. Gurgenii aveau 16 puncte avans și au continuat să-și rodeze noile achiziții și în sfertul 3. Diferența s-a mărit la 27 de puncte, așa că Nicolici a rulat și rezervele până la final. S-a încheiat 93-67, scor suficient să mai refacă din moralul afectat al gorjenilor. Good invitation for next game. Dumnealui este foarte mulțumit de cum am făcut faza de apărare. Astăzi, în ultimele 20 de minute, am primit doar 31 de puncte, 36 în prima parte și asta este o invitație pentru meciul următor. Care jucător de la Energia vi l-ați dorit la meci? În special pe Adrian Roșu. Glumesc, sigur, dacă vrea să vină apoi, nu, glumă. Ca jucător, întotdeauna mi-a plăcut Darby, Steffel, ca pivot, acești doi jucători oricând. Fii binevenit la echipa noastră. Meciul cu Ciuc a marcat și debutul lui Wisech la Energia. Americanul a revenit pe teren după 6 luni de pauză, a jucat excelent și a fost cel mai bun marcator al echipei cu 18 puncte. Wisech a fost secundat de Kennerly, Darby și Steffel, toți cu câte 13 puncte. No, I felt good, I felt comfortable and just got rolling from there. A avut destul de mare emoție, azi noapte n-a dormit foarte mult, s-a gândit doar la primul meci la Târgu Jiu, avea așteptări foarte mari, însă odată ce meciul a început și a început să decurgă foarte bine, s-a simțit din ce în ce mai bine și totul s-a văzut pe teren. Really, Wisech, too much help us, e jucător, he understand everything about basketball. Wisech a fost un jucător care ne-a ajutat foarte mult astăzi, este un jucător care înțelege basketul în toate punctele de vedere și pe viitor sperăm să jucăm împreună, așa cum ați spus. Energia rămâne pe locul 9, dar e acum la egalitate cu Gazmetan Mediaș și asta după ce medieșenii au pierdut surprinzător la Constanța cu Farul. Trupa lui Nicolici are parte de un examen foarte dificil sâmbătă la Timișoara. Dan Nistor s-a întors la Târgu Jiu cu poftă de muncă. Mijlocașul care a înregistrat un salt spectaculos în 2012 e convins că Grigorașii nu va abandona superechipa construită la Pandurii. Nistor crede că noul obiectiv european poate fi îndeplinit, dar pentru asta cere să fie aduși 3 atacanți. Nistor a revenit din vacanță cu 2 zile înainte de reunirea echipei. Mijlocașul a citit în presă de conflictul dintre Grigoraș și Condescu, dar nu crede că antrenorul va renunța la munca depusă la Târgu Jiu. Că mi-a fost un pic de frică, dar am crezut tot timpul că nu poate să ne lase să plece. N-are cum. Nistor e convins că obiectivul european impus de Condescu poate fi realizat, asta numai în anumite condiții. Da, un obiectiv foarte îndrăzneț, cu 2-3 achiziții, mai 2-3 vârfuri. Am văzut că am adus și 2 mijlocași, acum dacă mai vin și 2-3 atacanți, eu zic că totul o să fie în regulă. Până acum Pandurii au adus pe Nicoara, Anton și Predescu, plus georgianul anonim, ala Verdașvili. Pentru Nistor însă cel mai mare câștig e păstrarea lui Maxim până în vară. Maxim rămâne Pandur, e bine? E foarte bine, nu că e bine, e foarte, foarte bine. Dacă ar fi plecat, fortea Pandurilor ar fi scăzut? Vă dați seama, un jucător de națională, normal că ar fi scăzut. Nistor și ceilalți Panduri se reunesc miercuri la ora 15 la stadionul municipal. Jurnalul continuă acum cu datele despre vreme. Și domnilor, încheiem cu aceste informații știrile orei 20. Nu uitați, acum ne puteți vedea și online pe www.gorjtv.ro. Iar dacă ați surprins imagini care pot deveni știre, postați-le la secțiunea martor oculară a site-ului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai bună!